președintelui Republicii Moldova. Este o decizie așteptată de întreaga societate. Cred că s-a reparat acel prejudiciu care s-a cauzat atunci în 2000. Deși personal sunt un adept al formei parlamentare de guvernare, trebuie să recunosc că forma care a fost instituită în 2000, pe care personal nu am sprijinit-o atunci, ea nu reprezintă forma clasică parlamentară de guvernare, a generat o serie de crize și era nevoie de o intervenție pentru a readuce stabilitatea politică în Republica Moldova. Urmează Parlamentul acum să adopte în regim de urgență o lege organică privind alegerea președintelui Republicii Moldova.